moldovenii.md pentru că ne mândrim cu țara noastră. Era un timp când se pregăteau cadre naționale la Institutul Cinematografic de la Moscova și în procesul ăsta de pregătire a cadrelor, după terminarea Institutului, am venit la studioul de Baștină, în Moldova Film. În Moldova Film am făcut câteva lucrări de astea mai puțin importante la cronică chestii, când au luat cunoștință de Pavel Bălan și am făcut și eu cunoștință cu studioul. Studioul are în vedere nu numai tehnica care era în ateliere, dar se cunosc și oamenii care completează studioul, care e creierul studioului, care produc în studio filmele artistice sau filmele documentare. Și deci în studio am întâlnit, l-am întâlnit pe Gheorghe Vodă, l-am întâlnit pe Ioviță și cercând prima dată, am cercat ca să facem o revistă cinematografică. Mi se pare că era sărbătorile maiului. După asta am făcut un documentar, Piatră, Piatră. După documentarul Piatră, Piatră am făcut Fântâna, cu Ioviță și filmând la filmele astea, noi de acum am făcut cunoștință îndeaproape posibilitățile noastre de, de a ne apropia de creație matură sau de creație importantă. Ioviță avea scenariu de acum, era în lucru cu scenariu și avea scenariu scaută un paznic, și în timpul ăsta cât Ioviță era ocupat cu altă ceva, am filmat și cu Gheorghe Vodă Chișinău 500, un documentar în două acte. Și filmând documentarul ăsta Chișinău 500, am făcut cunoștință și cu al doilea om de creație, Gheorghe Vodă. diferă foarte mult între ei, regizorul Gheorghe Vodă și regizorul Ioviță. Unul are mai mult umor Gheorghe Vodă Ioviță e mai concret la filmările documentare, e mai filozof în în veșnicia cadrului documentar. De atât am prelungit încă și mai departe, am făcut cu Dânsu un film aproape filosofic pe baladă de de sărbătorile de Anul Nou care poartă numirea Malanca sau de sărbători. A avut o rezonanță și o apreciere la specialiști destul de înaltă ca moment de creație în documentar, care tindea mai mult spre artistic, dar aici nu vreau să diferențiez film documentar și artistic. Dacă este artistic, poate fi și documentar și el este tot artistic. Poate să fie și cu actori, dar să nu tindă măcar la documentar sau la artistism. De atâta, noi am făcut o cunoștință așa destul de aproape și ne-am împreunit ca oameni, ca specialiști pur și simplu, noi aveam, ca specialiști, noi aveam, adică, nu aveam toți aceeași pregătire specială special a Institutului Cinematografic VGIC. Ioviță termina să, deci, cursurile superioare de scenaristică, George Vodă pe urmă terminați curs, cursurile superioare de regie, dar știți dumneavoastră cum se învață în, în timp predus regia. Când este un curs special la ghicului care durează 5 ani și acolo care durează 3-4 luni. Asta este diferența mare. Însă băieții au avut o, o binecuvântare de la Domnul care au pătruns foarte repede în specialitate și principala sursă de studiu a fost totuși filmele vizionate care atunci erau în timpul cel la care derulau, care erau accesibile de a le vedea. Dar, mă spune, dar totuși cine a invitat pe dumneavoastră la acest film ca operator? Deci era și debutul vostru la film, să spunem așa, artistic de lung metraj. Cum era procesul acest? Făcând documentarele astea, am avut multe țape din, adică multe vorbi ale admiratorilor cu voință nu prea bună spre uh, echipele noastre. Uh, mi s-a spus când venisem chiar prim specialist, adică prima dată ca specialist tânăr la studio, să ce căutați voi moldovenilor aici la studio, fiindcă treaba voastră este la sapă, treaba voastră este la coada și acolo. Și asta un pic, cum spun, m-a supărat și poate m-a înrăit undeva și artistic și ne-am pus ca scop când vorbisem că este scenariu uh, uh, se caută un paznic, unde este regizor uh, de cum este aprobat Gheorghe Vodă. Gheorghe Vodă mi-a propus împreună cu Iovita ca să le fiu operatorul principal acolo, fiindcă deci, lucrasem și cu unul și cu altul în documentar și de acum nișteam uh, pozițiile noastre, viziunea noastră artistică și deci am acceptat și eu lucrul ăsta cu bucurie. Uh, în afară de asta a fost uh, un sprijin mare din uh, partea imaginii în cinematografie Vasile Covrig, care a terminat împreună cu mine Institutul VGIC și un specialist enorm care pur și simplu baza vizuală a filmului era prelucrată în, în principiu de noi doi, care noi îi propuneam regizorului și el îl convingeam ca să fie de acord la multe lucruri. Alătura toți voi ați ales, da? Păi natura să alege întotdeauna împreună cu regizorul, după... este o perioadă de lucrare asupra scenarului regizoral. Și în timpul ăsta noi am colendat, am colendat multe locuri și principalul că... Sunt uh, filme, o dramaturgia lor care trage, uh, al filma într-un singur punct, într-un singur loc, dar filmul ăsta a, uh, a avut uh, pur și simplu necesitate de a-l programa, de a filma în mai multe locuri. Și iată, asta am uh, cheltuit destul mult timp căutând natura. Și în afară de asta am avut probleme că era de acum toamnă și era o toamnă nu prea bună și era o toamnă scurtă și am trebuit chiar cu filmările spre sfârșit de film să plecăm tocmai în, Gruzia. Și acolo am filmat raiul la natură, poarta raiului în natură. Poarta raiului dumneavoastră ați filmat cu, cu, Poarta Raiva ați filmat la Georgia, dar da. Iadul, Iadu, cine a propus să filmați în Seoul? Deci, cu idee pare? Nu, e, interiorul, ceva nu în ordine? Da, interiorul iadului, adică a raiului, este filmat la Saul. Saul este un parc renumit care el se vestea prin frumusețea lui, prin chestiile alea și desigur că altceva nici nu puteam visa, fiindcă acolo era un lanșat destul de variat. Aveam și înălțime, aveam și vale, aveam și lac, aveam de toate acolo. Problema era altceva, fiindcă eu ca operator tânăr și poate de experiență la alte filme, mi-am propus ca să filmez pe lumină, adică soarele să lumineze în spatele camerei. Actorii erau toți îmbrăcați în alb și asta dădea o iluzie de irealitate, o iluzie tot în alb. Și albul ăsta, pur și simplu, aveam probleme de acum cu, cu sectorul tehnic, care pur și simplu trebuia să dau imaginea, că ea trebuia să fie comprimată, să fie comprimată în cadrul ăsta obișnuit, să fie imprimat ecranul lat și, pe urmă el trebuie să. și acolo să fie desfășurat înapoi la, la mărimea ecranului lat. Aici era o problemă destul de complicată și în ce sens, fiindcă actorii erau îmbrăcați în alb, locurile la suta de movili, acolo unde erau filmat coborârile din cer, îngerii, toate plecările, săcita, toate plimbările a Dumnezeului cu Sfântul Petru pe pământ, deci era într-o chestie ireală, aproape ca să simtă că este pământ, că nu este pământ. Pământul era lutos, în afară de lutos era în negara asta care e tot strălucesc, spre alb, actorii erau toți îmbrăcați în, în veșminte albe și veșmintele este albe încă și mai erau luminate ca să lumineze și fețele, să le transforme o leacă în ireal, să nu fie chip natural de om așa absolut, dar o leacă de trecere de la uh, machiajul ăsta care era primit la o chestie ireală de atât aveam probleme cu sectorul tehnic care ne primea imagina și toți tremurau că nu o să fie primit de a face copiii, de a face contratipurile alea pentru a le difuza mai departe tehnic pe ecran. În sfârșit, cum spun, am obținut și realitatea normal. În schimb, am avut alte probleme, fiindcă când filmam chiar în rai, adică în țaul acolo, deci verdeața pe alb-negru, pe pelicula alb-negru, ea se primește neagră. Dar ca să mențin tonalitatea asta, surie albă, deci am fost nevoit ca să vopsim o mare parte cu var, să stropim cu var, cu cretă. Deci stropeam iarba, stropeam uh, uh, toate... Uh, tufișurile alea care erau pe acolo pe unde se filmau, chiar și pomii stropeam cu, îi vopseam cu vopsea albă, adică nu cu vopsea, dar cu varș cu creta albă. Deci acolo noi am muncit în mult ca să ajungem la o tonalitate direct. Cum arată istoria, cum Dumneavoastră primit pentru acest lucru premiul pentru cea mai bună imagine la de la festival din de la Riga. dacă țineți minte, cineva erau, cine erau nominați la acest premiu? Păi nominați acolo, mi greu să spun, dar nominați toți îi propun filmul, dar filmul deci a luat filmul nostru, a luat toate premiile, fiindcă filmul nostru parcă era așa în jumate plecat la festival, fiindcă la festival a fost plecat filmul Sergei Lazo. Și împreună cu Serghei Lazo, deci acolo au participat cinci sau șase republici și fiecare aveau câte un Serghei la zoa de lor, fiindcă era atunci așa ideologia. Și deci când a apărut filmul nostru cu altă ideologie, cu altă tematică, deci au uitat toți de toate filmele celelalte și toată, toată, toată atenția a fost asupra filmului Să caută un paznic. Și de atât iată toate premiile care au fost posibile s-au adus în Moldova atunci în 68. L-am privit ceva vreodată trei sau patru luni în urmă ceva a fost o festivitate la Uniunea Teatrală unde am fost și eu la ca simplu vizit, vizitator sau ca spectator, ca simplu spectator. Și vă spun sincer că am uitat că am fost operatorul filmului ăsta, că am lucrat uh, cu colegii Vlad Ioviță, cu, cu, colegul regizor Gheorghe Vodă. Am fost pur și simplu spectator și mi-a fost uh, foarte interesant să-l privesc și mi s-a părut că este foarte actual a zilelor noastre. Totuși se întâmplă în societatea noastră cu divergențele astea politice, cu mișcările astea de partid, de chestii, deci asta se coboară la relațiile a doi dumnezei a totuși se întâmplă fabula în filmul ăsta sau linia de centru a filmului ăsta cu rau, cu iadul, cu micheduță, cu aceia care își fac cruce astăzi și cu stânga, ieri nimiceau bisericile, azi pentru credință ridică biserici. Sunt chestii care e contradictorii pentru o ființă omenească și în viața asta scurtă a omului, el dovedește ca să fie un fel de hameleon, își schimbă de mai multe ori poziția, își schimbă viziunea față de, de, de Față de artă, față de, de prietenul său, față de omul de creație. Am. Uh a avut o satisfacție deosebit de mare să-l văd în tinerețe pe același Mihai Voluntir, care mi-a fost un prieten mare, un om care parcă a terminat șapte institute VGIC, același Ion Ungureanu, care avea mai multă experiență, dar avea experiență de teatru și experiență de film, pe urmă Ion Șcurea, mulți actori care pur și simplu și deci, ca scop al nostru, reîntorcându-mă la aceea cândva m-au obișnuit și nu numai pe mine, dar și pe colegii mei, au spus că voi sunteți buni pentru coarnele plugului, pentru coada vacii, pentru a face pâine acolo. Deci ne-am pus ca scop, ca să nu invităm absolut pe nimeni străin să facem filmul numai cu mâinile noastre și aici de pe loc. Fiindcă atunci ataman alături vis a -vis, filmau și Sergei Lazo, unde era vestitul regizor Tarkovski care l-a ajutat pe Gardon și vroiam și noi undeva să facem față. Intuitiv, prin naivitatea noastră, prin lipsa multor posibilități tehnice, filmam cu aparatură azi nici în muzeu, mi se pare că nu mai este, totul s-a realizat și cadrele combinate pe platou, totul s-a făcut în fața locului și trebuiam să cheltuim foarte multă forță, într-adevăr, fiindcă să convingem regizorul că iată asta o să fie bine și aveam în alături pe Vasile Covrig care m-a ajutat ca să facem o viziune plastic. pentru ei, ce înseamnă dâmbu cela sau dâmbu asta, sau soarele este la înălțimea asta, sau soarele este de acum trecut din înălțimea asta. Iată aici trebuia să ducem o, o, convingere așa destul de mult. Și de multe ori care ajungeam la ce că câte jumate de zi chiar nu vorbeam. Însă, în schimb, rezultatul când, când era văzut la ecran, atunci era tot normal. Și aveam posibilitate, adică cum, aveam probleme, chiar am avut unele, posibil, nu posibilități, dar necesități ca să refilmăm unii planuri, fiindcă e, nu se filma după mișcare, e, fiindcă nu era cunoscut pentru actor, pentru chestia asta, încercam să filmăm într-o direcție, el își schimba poziția și îl convinea pe regizor cum a jucat el, dar la ecran de acum, când se întâlnesc două planuri, se că se uită spate în spate, vorbește unul la altul în spate de atâta nu, unele cadre au trebuit să le refilmăm ca să convingem că așa este corect ca să filmăm după mișcare, ca să se plan cu plan acolo. Moldovenii.md pentru că ne mândrim cu țara noastră.